Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, așa cum promiteam, ne întoarcem astăzi la Ioan, acest mare profet. Trebuie să se recunoaște mai întâi un lucru. Mesajul cel mai rău primit, chiar și astăzi, este glasul profetului. Lumea nu va accepta un om care să-i contrazică filozofia sau sistemul de gândire. Dacă vreți să vă bucurați de popularitate, și acest lucru este valabil și pentru predicatori, cântați la unison cu mulțime. Eu însă mă rog ca Dumnezeu să aibă milă de acel amvon care nu este altceva decât ecoul cuvintelor congregației. Lumea nu vrea să audă glasul lui Dumnezeu, mai ales dacă acest glas vorbește despre judecată. Mesajul lui Ioan era foarte puternic. Revenim la capitolul 3 din Evanghelia după Luca, mai precis la versetul 4, unde începe redarea propovăduirii făcute de Ioan. După cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia, Iată glasul celui ce strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate, și drumurile zgronsuroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan zicea: dar noroadelor care veneau să fie botezate de el: Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Mă întreb cât ar rezista un predicator într-o biserică dacă și-ar începe predica de duminică dimineața cu aceste cuvinte. Pui de năpârci. Nu cred că ar mai fi la învon și dumină ca următoare. Oamenii ar căuta să scape de el. Personal nu recomand folosirea acestei expresii ca introducere pentru orice predică, dar cred că s-ar potrivi în multe biserici în prezent. Faceți dar rod vrednic de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înși vă, avem pe Avram ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiai lui Avram. Mesajul lui Ioan era un mesaj al pocăinței. Din păcate, acesta nu mai este mesajul nostru în totalitate astăzi, deși pocăința este legată de credință. Pavel a spus creștinilor din Tesalonic că s-au întors la Dumnezeu de la idoli pentru a sluji Dumnezeului celui viu și adevărat. Nu te poți întoarce la Dumnezeu fără să te întorci de la ceva. Te întorci la ceva, de la altceva. La Dumnezeu te întorci de la păcat și aceasta este pocăința. Când îl primești pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, te întorci de la lucrurile lumii. Poate că ați auzit vorbindu-se despre dragostea lui Dumnezeu, dar nu ați fost mișcați și v-ați întrebat de ce. Aveți nevoie să auziți acel glas care strigă în pustie, pocăiți -vă. Pocăința, dragii mei, este o parte a credinței zbăvitoare, mântuitoare. Nu știu de ce noi urâm atât de mult cuvântul acesta. De fapt, știu, este păcatul nostru cel care urăște pocăința. Din păcate, așa cum spuneam, pocăința nu mai este mesajul cel mai popular la ora actuală. Noi predicăm despre harul, adică dragostea, îndurarea lui Dumnezeu, dar, dacă ați primit harul lui Dumnezeu și v-ați întors la el, v-ați întors de la păcatele voastre. Dacă nu v-ați întors de la păcatele voastre, nu v-ați întors cu adevărat la Dumnezeu. Pocăința este implicată în mântuire, dar mesajul lui Dumnezeu de astăzi este: Crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit. Să mergem mai departe, pentru că Ioan considera că mesajul său era extrem de urgent. Securea, spune el, a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. În zilele lui Ioan, copacii care nu dădeau niciun fel de rod nu erau buni de nimic. Erau tăiați și folosiți ca lemn de foc. Mesajul lui Ioan este foarte puternic. El nu a adus mesajul dragostei răscumpărătoare a lui Dumnezeu. El nu a fost chemat pentru acest mesaj. Mesajul lui era cel al judecății iminente. Trebuie să recunoaștem că acesta este unul din aspectele mesajului lui Dumnezeu pentru noi cei de acum. Poporul Israel nu a fost roditor, așa cum se aștepta Dumnezeu, așa că urma să vină judecata lui asupra poporului. Ioan le spune evreilor că dacă nu vor aduce roade, toporul va tăia copacul de la rădăcină. Domnul Iisus Hristos spune același lucru bisericii de astăzi. Mai departe, Noroadele îl întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Drept răspuns, el le zicea, cine are două haine să împartă cu cine nu are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel. Ioan le spune evreilor, într-un limbaj foarte clar și simplu, că trăiau numai pentru ei înșiși, fără să încerce să împartă cu alții ceea ce aveau. Au venit și niște vameși să fie botezați și au zis, Învățătorule, noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ceea ce v-a fost poruncit să luați. Acum, cum poate știți, și strângeau taxele de la popor pentru romani și erau renumiți pentru lăcomia lor. Cu toate acestea, mulți dintre ei au venit și ei la Ioan să-l întrebe ce trebuie să facem. Ei au venit și la Domnul Isus mai târziu. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Acesta este un mesaj practic, dragii mei, adresat tuturor acestor oameni de condiții și din clase sociale diferite. Prietenii mei, arătăm că suntem creștini prin ceea ce facem, acolo unde suntem, indiferent de meseria noastră, de profesia, de starea noastră socială. Domnul Isus a spus: după roadele lor îi veți cunoaște, și lucrul acesta este foarte adevărat. Adesea considerăm că pentru a face voia lui Dumnezeu sau pentru a fi după voia lui Dumnezeu, trebuie să avem anumite slujbe, să trăim în anumite locuri. Iată, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să fim ai lui, indiferent unde suntem și ce facem. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva el este Hristosul, Ioan, drept răspuns, a zis tuturor, Cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg curea încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți area cu desăvârșire și își va strânge greul în grânari iar pleava uvar dintr-un foc care nu se stinge. Ioan spune foarte clar că mesajul lui nu este mesajul final. El este unul care pregătește. El pregătește calea pentru cel care va veni. Ioan a botezat cu apă. Domnul Isus botează cu Duhul Sfânt și aceasta se petrece de peste 1900 de ani. El va boteza cu foc la cea de-a doua a sa venire. Focul simbolizează judecata. Unii cred că aceasta este o referire la ziua cinzecimii, când Duhul Sfânt s-a pogorât și când s-au văzut niște limbi ca de foc venind asupra celor prezenți. Totuși, este important să observăm că în Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 2, se spune că erau niște limbi ca de foc. Deci, nu erau foc. Venirea Duhului Sfânt nu a constituit împlinirea botezului cu foc. Acesta va avea loc la cea de-a doua venire a Domnului nostru. Dar să vedem care erau efectele predicării atât de incisive a lui Ioan. Dar cărmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, am adăugat la toate celelalte rele și pe aceea că a închis pe Ioan în temniță. Ioan l-a dezaprobat în mod public pe Irod pentru că luase de soție pe Irodiada, soția fratelui său Filip. Irodea s-a înfuriat din cauza aceasta și a cerut ca Ioan să fie prins și închis. Irodia a împlinit dorința și Ioan a fost aruncat în temniță. Acum, Luca nu încearcă să prezinte evenimentele în ordine cronologică. Dacă ar fi încercat acest lucru, ar fi relatat despre botezul lui Isus înainte de arestarea lui Ioan botezătorul, dar, după relatarea incidentelor legate de relația dintre Ioan și oficialități, Luca prezintă botezul Domnului nostru. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul, și Duhul Sfânt s-a pogorit peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Dragi prieteni, la botezul Domnului Isus este revelată Sfânta Trăime. Duhul Sfânt se coboară asupra lui, care este un membru al Sfintei Trăim iar tatăl vorbește din ceruri restul capitolului prezintă genealogia Mariei nu a lui Iosif genealogia lui Iosif este redată în evanghelia după Matei genealogia lui Matei începe cu Avram și merge până la Domnul Isus Hristos prin David și prin Solomon titlul legal de moștenitor al tronului venea prin Iosif genealogia prezentată de Luca este diferită este dată în ordine inversă față de cea a lui Matei Luca merge înapoi până la David și apoi până la Adam. Luca ne oferă povestea Mariei, și acesta este în mod clar genealogia ei. Sângele nobil al împăratului David curgea și prin vinele ei, iar dreptul de sânge al lui Isus la tronul lui David venea prin ea. Aici este bine să notăm două lucruri importante cu privire la această genealogie. Doctorul Luca arată foarte clar că Iosif nu era tatăl Domnului Isus Hristos. Isus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli. Cuvântul fiul nu apare în cele mai bune manuscrise. Iosif nu era fiul lui Eli. Cuvântul fiul este adăugat pentru a arăta că descendența era urmărită pe linie paternă, pentru că bărbatul era capul familiei sau unei case. Cu alte cuvinte, genealogia este alcătuită după numele bărbatului. În Matei, unde este dată genealogia prin Iosif, este scris că Iacov a născut pe Iosif. Cel de-al doilea lucru important de reținut se află în versetul 31 care spune așa. Fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Metata, fiul lui Nathan, fiul lui David. Matei trasează, așa cum spunem, genealogia Domnului Hristos până la fiul lui David, Solomon. Aceasta este descendența împărătească. Luca trasează această genealogie prin fiul lui David, Nathan. Cu alte cuvinte, și prin venele Mariei curgea sângele familiei Davidice. Domnul Isus Hristos era fiul lui David. Luca îl îl descoperă pe Domnul Isus Hristos ca fiul al omului și mântuitor al lumii. Descendența lui nu se oprește la Avram, ci merge până la Adam, care a fost primul fiu al lui Dumnezeu, fiul creat al lui Dumnezeu dar Adam a căzut din această poziție înălțată atunci când a păcătuit. Isus Hristos, ultimul Adam și Fiul lui Dumnezeu, a venit să readucă omenirea în relația corectă cu Dumnezeu, relație pe care Adam a avut-o, dar a pierdut-o. Această relație este posibilă prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dar cu acesta trecem mai departe la capitolul 4 al Evangheliei după Luca. Acest capitol include ispitirea Domnului nostru Întoarcerea lui în Galileea și Nazaret, și respingerea de care a avut parte în orașul său natal, mutarea la Capernaum și apoi continuarea lucrării sale. Cam acesta ar fi sumarul acestui capitol cu numărul 4 din Evanghelia după Luca. Însă, aș vrea, înainte de a intra în textul propriu-zis, să intrăm în contextul general care ne-l prezintă pe Domnul Isus Hristos ca fiind ispitit de către satan. Dragii mei, au fost ispite omenești, identice cu cele de care avem și noi parte. Ele acoperă întregul spectru al ispitelor omenești și prezintă trei aspecte. Pâinea din piatră, pe care Satan o prezintă Domnul Isus Hristos pentru satisfacerea nevoilor trupului. Nu este nimic mai rău în ce privește pâinea. Pâinea este substanța vieții. Trupul are nevoie de pâine, și Domnul Isus era înfometat. Dacă vă aduceți aminte, el postise în deșert. Acum, ce era greșit aici? A folosi puterile care erau puse la dispoziție pentru a se sluji pe sine însuși este o dovadă de egoism. El trebuie să demonstreze adevărul unui principiu important: omul nu trăiește numai cu pâine. Adică, omul nu trăiește numai pentru sine. Acest principiu, dragii mei, se opune mentalității materialiste a acestor vremuri în care omul trăiește numai ca să-și satisfacă capriciile trupului. Omul modern din societatea contemporană spune mănâncă, bea și fi vesel, pentru că mâine vei muri. Și cu aceasta s-a sfârșit totul, spune omul. Egoismul este blestemul unei societăți laice care nu are niciun crez. Prin împotrivirea față de această ispită, Domnul Isus a respins filozofia populară a acestei lumi. Apoi, națiunile acestei lumi obțin puterea prin forță brută și intrici politice. Războiul este un mod de viață. Ura și frica sunt armele folosite pentru a motiva mulțimea. Aceasta este un alta lui satan, și acestea sunt condițiile în care el oferă împărățiile acestei lumi Domnului nostru. Pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, omul trebuie să se schimbe. Răspunsul Domnului Isus sună ca un ultimatum. Să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Un alt mijloc prin care diavolul încearcă să-l ispitească pe Domnul este provocarea de a se arunca de pe acoperișul templului. Ispita aceasta de a se arunca de pe acoperișul templului părea o metodă logică prin care el putea impresiona mulțimea dezvăluind ceva din persoana și puterea sa. Dar Domnul Isus nu avea de gând să urmeze calea cea mai ușoară spre scaunul de domnie. El trebuie să poarte cu una de spini înainte de a purta cu una slavei. Un comentator a făcut următoarea afirmație. Citez. Există două feluri de dispreț față de Dumnezeu. Unul este acela de a ignora puterea lui, iar celălalt constă în a te bizui prea mult pe ea. Am încheiat citatul. Este un păcat să gândești că în oricare din aceste două moduri poți fi absolvit, poți fi scutit de orice. Este ușor să nu faci nimic și să spui platitudini pioase despre cum se îngrijește Dumnezeu de vrăbi și cum va avea el grijă de noi. Dar Dumnezeu spune, cu sudarea frunții îți vei mânca pâinea. Misionarii care pleacă în țări străine trebuie să învețe limba acelei țări și apoi Dumnezeu îi va ajuta. Dragii mei, noi suntem partenerii lui Dumnezeu, nu marionetele lui. El nu ne privește sub forma aceasta. Iată ce a spus Edward Judson gândindu-se la ce a avut de îndurat tatăl său Adoniram Judson în Burma. Dacă reușim fără să suferim, acest lucru este posibil pentru că alții au suferit înaintea noastră. Dacă suferim fără să reușim, este pentru că alții se reușească după noi. Domnul Isus a respins o atitudine fals pioasă și prefăcut spirituală. Răspunsul lui la această ispită este impresionant. Să nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru cum l-ați ispitit la masă. Domnul Isus a început lucrarea sa publică în orașul său natal, Nazaret, unde a fost respins și a fost alungat. În sinagogă, el a anunțat împlinirea scripturii și anume a fragmentului din Cartea Isaia, capitolul 61. Interpretarea făcută de el este cu totul remarcabilă. El spune așa, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc zrobilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați. Dragii mei, avem înaintea noastră ispitirea Domnului Isus. Evangheliile sinoptice, Matei, Marco și Luca, redau toate această ispitire. Ioan nu reține acest incident pentru că scopul lui era acela de a-L prezenta pe Domnul Isus ca Fiul lui Dumnezeu, punând deci accentul pe dumnezeirea lui. Evanghelile sinoptice pun accentul pe umanitatea Domnului nostru, pentru că El a fost ispitit ca un om. În Evanghelia după Luca, Domnul Isus este prezentat ca fiul al omului. Versetul 38 din capitolul 3 spune: Fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Aceasta este genealogia Mariei, care ne arată clar că Domnul Isus Hristos vine din Adam. Astfel, omul Isus este prezentat ca având rădăcina în începuturile rasei umane din care facem parte și noi, toți. Domnul Isus a fost atât de mult o ființă omenească încât a și fost ispitit în toate la fel ca noi, cu o diferență, fără să păcătuiască vreodată. În jurul ispitirii Domnului Isus Hristos se lasă un întuneric înspăimântător, care face din tot acest incident o enigmă înfricoșătoare. Vă mărturisesc că eu nu pot explica ce s-a întâmplat atunci, dar vom merge împreună până la hotarul acela de întuneric și acolo, pe muchea prăpastei, poate vom reuși să aflăm mai multe. Forțe ascunse, forțele nevăzute ale răului, erau peste tot în jurul Domnului Isus. El era înconjurat de puterile întunericului și ale nimicirii. Domnul Isus a luptat cu problemele de bază ale omenirii, cu ceea ce este pământesc și a câștigat o victorie pentru întreaga omenire. El a câștigat această victorie și pentru tine și pentru mine. Trebuie să ținem seama de câteva considerații atunci când abordăm subiectul ispitirii Domnului Isus. Biblia ne spune că El era plin de Duhul Sfânt. Ca om, Fiul lui Dumnezeu trebuia să fie plin de Duhul pentru a face față ispitei. Dragi prieteni, pot să spun că eu nu aș putea face față ispitei cu puterile mele omenești. Pavel spune și el adesea lucrul acesta, noi avem cu adevărat nevoie de Duhul Sfânt. În cartea de Deuteronom găsim că Dumnezeu le spune evreilor așa, Aduți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te zmerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Dumnezeu nu ne testează niciodată cerându-ne să facem un lucru rău, dacă suntem puși la încercare, Dumnezeu nu are alt scop decât acela de a contura tot mai mult caracterul nostru, și pentru ca noi să semănăm tot mai mult fiului său, care să nu uităm a fost și el ispitit. Dar mai mult despre aceasta data viitoare. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar a Itinerar a Itinerar biblic.